Hunedorenii și-au schimbat echipamentul, dar năravul ba. Sâmbătă, în ultimul joc al etapei a 7-a din seria a 5-a, FC Hunedoara a învins cu scorul de 2-1 pe FC Oșorhei Bihor. Meciul s-a disputat pe stadionul Michael Klein în prezența aproximativ 1000 de spectatori, iar la pauză scorul a fost 1-1. Golurile celei de-a 6-a victorie în campionat pentru FC Hunedoara au fost marcate de Adrian Pepenar în minutul 19 și Raul Lintaru în minutul 78. Marcatorul golului victoriei, Raul Lintaru, speră ca el și colegii săi să rămână invincibili cât mai mult timp și avertizează că returul va fi mult mai greu. Sperăm să nu ne oprim în turul ăsta. În retur avem meciuri mult mai grele, toate deplasările sunt mai grele. Sperăm cât mai târziu să ne oprim. De partea cealaltă, antrenorul orădenilor de la FC Oșorhei, Cosmin Bodea, a recunoscut valoarea adversarului, dar le atrage atenția hunedorenilor să nu se culce pe ureche, pentru că mai este mult până la finalul campionatului. Ce impresie vă lăsa FC Hunedoara în comparație cu ceea ce știați până să o întâlniți pe teren? Da, știam că e o echipă bună care joacă de 3-4 ani și vrea să promoveze. Are niște jucători care au jucat de mult timp împreună și să și vezi rezultatele pe primul loc, dar cred eu că lupta pentru promovare e deschisă și campionatul e lung. Celelalte rezultate înregistrate în etapa a 7-a sunt SESO Câmpia Turzii, Jiul Petroșani 2-0, SSP Cluj-Napoca, Olimpia Satu Mare 1-1, Unirea Dej Național Sebiș 2-0, Șoimi Pâncota FC Meturda 5-0 și Plimob Sighetu Marmației Europa Alba Iulia 0-1. FC Zalău a stat. Etapa viitoare este programată pentru sâmbătă 20 octombrie, iar FC Hunedoara va juca tot pe teren propriu cu SESO Câmpia Turzii.